din sticlă, are formă unui piramide triunghiulare, este ABC, cu toate mușchile congruente. Cu toate mușchile congruente. Asta înseamnă că și cele de la bază. Și la bază, că altfel nu știu dacă aș avea șansă să mă duc în problemă. Deci egal cu AB, egal cu BC. Echilateral, să fie intervenit. Păi dacă e congruent, e toate... Da. Și piramide triunghiulare regulată? Sigur că da. Este ascunsă treaba asta. Exact. E, hai să vedem așa. A, B, C. Asta nu se vede. Înălțimea egală, să știți. Da. Deci un punct, într-un punct O, chiar în centru, noi luăm condiția exact. Asta. Ai intersecția mediană, mediatoră, unde ducem? S. S. Și S A, S C și S B. Și toate mutile concurente. Așa. Așa, hai să zborul. Nu știm de câtă înălțime. Volumul unei piramide 4 triunghiulare. Da, dar nu trebuie să... Ia de la formule. Uite, domnul ăsta nu știi, domnul. Dacă nu știu... A, volumul e la bază în înălțimea. Atât. 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 Are bază în înălțimea. Nu trebuie să știți. Nu uitam. Deci are bază în înălțimea. Ia să așa. Are bază nu știm. Aflăm, știm înălțimea. Înălțimea la doară, adică cu lângă mână, nu? Da. Nu știu. Deci, are bază dacă e triunghiul echilateral, ce să spunem? Yes, aria triunghiului A, B, C este egal cu el... Zici el la doua radicală între pe bază. Așa este, da? El da. Pătrat radical din 3 pe 4. Vă amintiți cu pe jumătate și aia cu 2, el pătrat radical între pe 4. Noi nu știm. Înălțimea o știm. Înălțimea o știm. Da. Cum procedăm ca să aflăm aria? Deci... Ca să aflăm aria lui ABC. Nu știm pe el. Maria, cu ei. Înălțimea e L radical din 3 pe 2. Înălțimea cu ei. Triunghiul echilateral. Triunghiul echilateral. El radical din 3 pe 2. 2. Știi sigur că așa este? Da. Pentru că într-un triunghi echilateral spui tu așa. Dacă vă duc înălțimea, asta e L, asta e L pe 2. Și clar că este din L pătrat minus L pătrat pe 4, L radical din 3 pe 2 este asta. Adică A, să spunem, am, este L radical din AM, egal cu L radical din 3 pe 2. Am înțeles, Maria. Să nu luăm doar acum, că după aia mai zice... Avem un CM. E bine? A e. A e. Triunghiul S, O, C. S, O, C. S. S, O, aici. Care ce? S, O, C, da. E dreptunghic. S, O, C, e dreptunghic, corect. În C. Știm, S, O. Dreptunghic unde? Nu. Dreptunghic în ochi. De-aia e înălțime. Pe S, O, e perpendiculară pe A. Da, pe din nou știm SO, știm OC este egal cu de 3 ori am EU. Nu e de 3 ori. E de 2 ori. De 2 ori. Deci OC este 2 treimi din toate. Sau altfel spus, AO e 2 treimi și OE este o treime. De așa ai, într-o treimi lateral. Intersecția medianelor, mediatoarelor, bisectoare parte sunt într-un punct, dar fiindcă e vorba de intersecția medianelor, asta înseamnă o treime de bază și două treime de vârf. Așadar, CO, care ești redus tu, deci CO, egal cu două treimi din AE, cum am vorbit de AE, da? Da. Ce e? Hai să zicem.
Din cei două timp, din ce? Acolo e M. Unde e M? La mijlocul la B. Așa scrie. La B, la punctul B. Acolo o să M. Avem M de așa la. Perfect. Deci două treimi din ce? M. Și egalul două treimi din ce M? Și eu pătrat, adică am intrat pe... El la care trei pe 2, da? Ori L, radical din 3 pe 2. 3 cu 3 se duce. Și fine L, radical din 3 pe 3. Acum aflăm din dreptul SOC, o aflăm pe SC în funcție de latură. Dar SC nu-i tot L? Ba da. Deci, SC tot L este. Deci în triunghiul SOC, aplică Pitagora și înseamnă el la 24 ori 6 supra 3 24 ori 6 supra 3 16 ori 6 pe 9. Așa? Pe 9, da, pe 9. Plus 3 la 2 pe 9. Plus? 3 la 2 pe 9. Asta, așa. 3 la 2. 3 el pătrat. Pe 9. Pe 9. Și este egal cu... Și atunci... Hai să verificăm pe acolo, profesor. Hai să vedem ce să... 6 cu 9. 6 cu 9, 2 și 3. Și 3 cu 9, 3 și 1. Și egal cu numitorul comun 3. 32 plus el la 2. 33 va face. 16 ori 2, 32 și 1, nu? 1 ori el pătrat, el pătrat, nu? 1 ori el pătrat, el pătrat. Păi și nu adunăm pe... A, ăsta e el pătrat. Da. Am obosificat. 32 plus el pătrat. Pe 3. Și da. Este pătrat. Deci avem ce de la 3 pătrat. 3 pătrat, 32 pătrat. Plus el pătrat. 32. Plus el pătrat. Adică aici. 2 el pătrat. El pătrat va fi egal cu 16. El pătrat va fi egal cu el egal cu 4. Și nu e egal cu 4. Da, am aflat. Dacă am aflat latura trebuie de la general. Suntem fericiți. Atunci, aria, uitați acolo. Aria cu 4, 16 radicale din 3 cu 4, 4 radicale din 3. 16 radicale din 3, totul pe 4. Adică 4 radicale din 3. 4 radicale din 3. Și volumul? Și volumul trebuie să facem. Apoi volumul. Și aria bazei 4 radicale din 3, ori înălțimea 4 radicale din 6 cu 3. Are bază înălțimea supra 3. Probabil. Da, sigur. La prisma a fost matarea bază înălțimea la piramide, e supra 3. Mm-hmm. E o treime din... Da, voi ne-ați învățat urmează supra 3. Da, asta, da. Trei de astea merg într-o prisma. E supra 3 și va fi egal cu area bazei... 4 radical din 3, da? 4 radical din 3, ori înălțimea o știm... 4 radical din 6 pe 3. Pe 3 și supra 3. Și face... 16 radical din 18. 3 radical din 2. Supra 9. Și face mesul 3 aici, nu? Da. 16 ori 3 radical din 2. Supra 9. Simplificăm. Și face 16 radical din 2. Supra 3. Ce? Centimetri. Cu cubi. Cubi. Centimetri. Cubi. Cubi. Și am aflat un volum. Volumul pieții la țapare. Stop. Atenție. Așa trebuie acum. Toate muchile. Corect. Adică când vorbim de toate muchile, se referi la muchile bazei. Da. Corect. Altfel, și dacă zici și toate, altfel problema asta nu puteam face. Da. Nu știu că piramida triunghiulară regulată, o zis... Sigur că da. Piramida, cu toate, locuiește piramida triunghiulară regulată, cu toate unghiile egale. Adică cum o întorci, rămâne la fel. Corect. Da? Tetraedru, să zice acolo, da? Toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Așa. Bun. Bun.
Dacă M egal cu MB, și MB egal cu MB, am făcut asta. Da. Da. Și MB este ce? Este. Păi este ce e în aici. La jumătate. Da. Atunci să aflăm pe mână. Mână să facem. Păi plumbiul ăla cum este? Yes. Mână. Mână. Păi NM e paralel cu AS. Cu S, da, pare. Da, așa. Cu AS. Mie parte e cu S, bă, în figura asta. E paralel cu AS acolo. Așa. Păi figura noastră cu AS, da. Cu AS, da. Da. În prelungimea B și S, C, până se întâlnesc. Stai o secundă, Mira, nu te poți opri un pic aici? Faptul că e paralelă? Ba. Ce calitate are NM? Și tu, Adi, și tu, Maria. Nu, 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 linii miroase. Da, linii. Păi de ce? Păi da. N-am vrut să zic și în ce triunghi de asta e să... Păi da, dar să știm cu ce triunghi. În ce triunghi? Păi să... Să mă... Hai să vedem. Nu. Să ducem A, B cu S, C până spre N, nu? Nu capăt de calitatea de linii miroase, n-am grăbit, n-avem triunghiul. Vedeți, așa. Atunci ne mă unde să oprim? În altă parte, în alt triunghi. Dacă unim S, C cu A, B până se întâlnesc? S, C cu? A, B. A, B. E una, dar hai să mergem în triunghiul N, M, C, M. N, M, C, M, triunghiul care ne trebuie. Da, nu mă, că e triunghiul care vă trebuie, e foarte bun. Da? Ce? A, ca să aflăm mâna. Pe NM ăsta, dacă putem afla din triunghiul NM, cât? Pe când vă o știți? Pe când vă o știți că am aflat-o, pe NC știm că e jumătate din plată, din muchia. Da. Și muchia o știți? De ce nu e 2 și aia? Rămâne să vedem unghiul. Pentru că nu-i triunghi dreptunghic NM, C. E un triunghi care e care? Deci, el e dreptunghic în O. Dar, acolo nu. A, B se întâlnește cu S, C? Da. Și a putea să nu. Bun. Noi le uităm pe S, se întâlnește sau nu se întâlnește? Cine? A, B cu S, C. A, B cu S, C. Nu. Mai mai e ins, da, apoi nu, acum, acum m-am apărit că ai stat. Sigur că da, deci... S că aparțin cu S, A, C, nu, S, nu, A, B și cu S, C nu se întâlnesc. Da, deci nu se întâlnesc pentru că A, B e într-o poziție și nu am. A, M, N, S este trapez sos cer. A? M, N, S. M, N, S. N, S. Trapez sos cer. Întrucât avem asta paralelă cu M, N, A, M, cu grăie cu S, N. Da, vezi tu? Unde ai tu A, A, M, N, S, trapez? E sos cer. Dar nu trebuie să fie coplanare, punctele astea. Ca să fie coplanare... Trebuie să ai un paralelism asigurat. Mână cu asă. Dar mână cu asă, în ce triunghi mă duci? N-am triunghi. Păi dar nu, atunci n-am paralelism. A, trebuie cu triunghi. Da, păi paralelismul... Adică trebuie asigurat într-un plan paralel ăla. Păi nu e pe SC, nu e pe AB. Deci dacă AB și SC a zis că nu se întâlnesc, avem triunghi. Avem triunghiul, dar trebuie să ne ducem undeva. Trebuie să găsim o, o idee ca să putem să găsim pe NM. Înțelegi cum vine? Una nu e pe muchie, nu e pe cealaltă muchie. Da? Ele sunt opuse acolo și deci nu am asigurat coplanaritatea. Q, S, O e perpendicular pe ABC. Da. S, A
fi pe pelicula cu oare pe pelicula cu să am, nu am nicio pentrualitate. Am zis și eu, teoria mea. Vă zic, cred. Ceva pe mic. Asta. Ce e mai bisătoare? Da. Da? Dacă e înciunghiul SCM, nu-i de 90? SCM, adică în ce să fie din 90 de grade? Pentru că bisectoare. Păi, dar este un plan, nu suntem în 30, suntem în spațiu. Păi, SCM, triunghiul ăsta... Suntem în spațiu, suntem în plan. Sigur că da. Deci n-ar fi să din 90 așa, din asta. E că 30 plus 60. S-o gândit ea, 30 plus 60, dacă era în plan. Deci nu am... Avem planul... Nu e perpendicular pe BC. Mai avem și... Nu e, e perpendicular pe... Pe BC. Mai avem și că o e perpendicular pe BC. Rezultă că o e perpendicular pe nu e. O e perpendicular pe... Nu e, dar nu știam. E... Dacă vin visă cu mă? Să mă e egală cu mă că? Pentru unghiu să mă că... Îs egale, că toate vețile să... Mă e, este cu... Mă că este cu să mă. Mă că este cu să mă. Da, și să mă și perpendicular. Da, este așa. Deci, între unghiul S, M, C... M, N, pe B, M, S, C, isoscelele alea iesă. Deci avem că S, M este cât M, C, ca fiind median între unghiurile respective. Și atunci... M, N, e pe B, M, S, C. Deci apare repede triunghiul de care vroiam noi să ne legăm, practic. În ce triunghi trebuia văzut? În S, M, C. Să vedem mâna. Pe mână. Altfel, oriunde am fi încercat să o plasăm, fără să o prind într-un plan, nu aveam nicio șansă. Nicio șansă. Deci, ce apare mână în triunghiul ăsta? Apare mediană, triunghi social, perpendicular. Deci nu ca pe discuții, mână se poate afla acolo, în triunghiul respectiv. Hai să ne ducem și la povestea, sau să relatăm asta la... Da, deci mână că acum ai trece unghii, nu? Deci mână că trece și gata, le știm pe toate. E totul făcut. Bun, și acum ducem în final din B pe S, A. Și acum albinuța pleacă din B. Da. Facem pe noi să ducem pe S, A. Asta îi spunem. Pleacă din B, să ducem pe S, A. Duce-o perpendiculară, zice, de B pe S, a drumul cel mai scurt. Da, de B pe S, a. Pe S, a, da? Și din, de acolo se duce la ce? Și din ce duce-o pe S, a? Și vrea să arătăm B, M, B, M plus M, C, vrea să le facem. Da. Deci, ea din B pleacă și se duce pe S, a. Da. Și, pe urmă, din punctul ăsta unde a fost albinuța A, 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 B, R. Brrrr. Dacă zboare. Albinuța, îți întoarce deci, punctul ce? Deci râbă plus râcă trebuie să fie. Ar trebui că râbă plus râcă să fie cel mai mic. Să fie...
perpendicular în drumul cel mai scurt? Nu rămâne decât perpendiculară aici, dar în același punct să fie perpendiculară și din cer. Păi este, că cele alea cum sunt. Asta este, da? Să curăcăr, acum nu vrem mai terminat. Și problema e rezolvată. Drumul minim este asta. Haideți să vedem unde a apărut problema mai interesantă. Acolo cu mână-o. Mână-o, da? Deci mână-o a fost momentul cel mai important. Vreau să ducem într-un trunchi, la un plan, cu cine. Deci mână plasată... Păcum de chiar o poziție, asta n-am văzut. Mână așa plasată, cum o vedeam pe o mânchi și pe mânchia opusă. Dar era... Nu ai nicio șansă decât să o prinzi în triunghiul S, M, C. Acum, care era telefonul? De ce era telefonat triunghiul ăsta? Pentru că nu e pe o mânghie. Da. Așa. Și atunci C, M și S, M. Dar asta e. Ne-am obosit. Da, toți suntem obosiți. Aici și la voastră și noi e bine. De la ora 2:30 când stau continuu. Picioarele este, sigur, o să se instalează. Și nu ca pe discuții, nu poți să fii prești de... Sigur, că da. La școală, acolo, mai sunt 10 minute ce... Exact. Bă, 10 minute mai dumneavoastră și 20 minute. Dar chiar, mai clasă 8, clasă 4. Exact. Și 20 minute pauza. Am avut și o oră pauză. Și te mai duci la clasă mai mică, mai... Da. Da. Lasă o zi legat, așa, e complicat. Da. Deci asta a fost cea mai interesantă chestiune, este asta, care trebuia văzut ușor după, mă rog, experiența care o avea. Numai că, după aceea, n-aș spune cum. Toată cartea asta trebuie făcută până la sfârșit, până la examen. Haideți să recunoaștem. Hai să recunoaștem un lucru, că sunt și de aici probleme interesante. Sunt, că asta nu plasă 5-8. Păi au 7 și teste, sunt și aici. Nu mai zic mai acum atea cu legeri. Haideți să vă propun următorul. Haideți să încercăm să rezolvăm acasă subiectul 2 și 3. 1 și 2. 1 și 2 e aparte, banal, vă uitați pe el acolo. Da. 1 și 2 vă uitați. Dar 2 nu chiar e banal. 2 nu chiar e banal. De exemplu, la subiectul ăsta, la testul ăsta de un profesor, este așa, expresia e de subiect. Între punctul are lungimile la 24, deci calculați raportul între suma lungimilor chiarulată și termenul său. Ar fi știut să facă? Îți frumușire, adică. Uite, atunci facem așa. Raportul dintre. Nu, vă propun așa. Uitați-vă. Și ce nu știu faci. Și ce nu știți, rămâne să nu știu mai știu. Că n-are rost să m-a pus să fac o mulțire de două numere. Nu, asta nu facem. Nu mai e probleme de-ți interesant de facem, așa. Asta. Da. Deci lucrăm acasă individual fiecare și uita asta nu am mers. Și dacă bine ar fi ca aici să mi-a dus și sunt întrebările comune. Bine ar fi. Ar fi super. Dar... Ei lucrează fiecare ce vor fac asta. Atenție. Facem așa, un număr de teste. Ne luăm pentru data viitoare primele trei teste. Da? Și din testele acelea măturăm fiecare din cele trei teste. Și ce nu putem face, ne putem găsi pe la școală să mai stăm de vorbă și uite, sau ne uităm și pe la indicații. Deci, dacă pentru noi avem trei teste. Primele trei teste. Și vedem cu întrebări. Vă puteți și nu vă da rezultatul, s-a întâmplat o chestie, să vedem despre ce este vorba. V-ați influențat și de la răspuns. Trebuie să v-ați ajutat, Maria, l-am făcut acum subiectul 3. Da. Și am făcut și un momentaj la sfârșit și n-am înțeles acolo. Deci cu toate lucrurile și să vedem, ca să ne clarificăm. Bine, rugă, ce puteți spune la sinteza orei? Ce a fost mai înainte? Problema de geometrie aia cu faianța. Așa. Problema cu faianța. Ai rom. Dreptunghi. Volum. După aceea unități de măsură. De măsură. Da. Procente. După aceea am făcut piramide drunghiulară. Drunghiulară. Și aici... Așa iar arii, iar înălțimii, iar formule.
Așa. Era triunghiulară, unde a fost fel de fel de triunghi lateral, acolo, linii importante. Exact, linii importante. Ne oprim aici. La revedere, mulțumitor, sunt pe profana și ne dărim afară pe acesta continuare. Ne uitați de la ce și eu. Aici, ce e? E, bun.